Ce îmi place să mănânc? Ce îmi place să mănânc aici? Îmi place să mănânc burgeri, să iau steroizi. Salut YouTube, sunt eu, Vili, să vezi cu varianta la 20 de ani, înainte să-i se îngroașe vocea foarte rău de la testosteron. Am venit aici cu varianta improved, cu upgrade de viitor. Cu antebrațe mai... cu antebrațe? Nu, cu antebrațe atât, dacă... Tendinita comparați aceste stixuri cu acele antebrațe. Hai zi ce facem. Ce executăm, da. Azi executăm un antrenament de spate. O să începem cu deltoidul posterior și o să facem 3 seturi de reverse pec deck, după care o să trecem la un pull down, straight arm pull down, în stilul Walker, pentru că avem fix mânerile în alea unilaterale, independente, adică. După care o să trecem valvârtej într-un T-bar cu priză inversă, pentru că ador senzația de contracție. Ador pompul ăla în lower lat. Lower lat, bravo. Da. Și în alte brațe. Mă, mi-am făcut temele, am învățat statistica dinainte. O să trecem la un pulley cu o priză neutră, palmele una înspre cealaltă, mă cam bâlbuie, e sprăjit. N-am mai filmat de mult, trebuie să mă înțelegeți. Când nu filmez de mult, îți mai pierzi, dacă din dicții, din flow, mi-a pierdut flow-ul. Așa. După care o să facem ceva unilateral, am un aparat rusesc, dacă toți suntem în război. Și mai bine decât să testăm un aparat rusesc, de la Vasil. Și e for real, asta e legit, nu m-am încăcat. Așa, după care un pull down lejer, pentru că atât eu cât și el are probleme la antebrațe, despite the size, deci cât de mari par antebrațele mele, sunt praf, n-am priză, nu pot să strâng, câteodată mă strâng și petronela de mână și țip, efect. Primul se serios? Da. Primul la epuizare? Restul a fost un 92. Adică. Restul a fost să se încălzească aparatul. Da, să nu se simtă deodată, știi? Bring it on. Oh. Hi. Hai încă două. Hai. Sus. Încă două, hai. Hai. Hai încă una. Tare. Hai. Dar și ce are pe spate, pe cap? Drăguț. American Bully. Am simțit-o. Sunam staff. O să îi dăm o laudă. Cât de pot să fac? 12-15 dau? Și eventual, cred că și un drop 2. Acum mă simt. Două dropuri. Și ți le fac eu cât stai jos. 85, 70. Yep. 55. Exact. Hai. Bun. 5, 4, 3, 2, sus, hai. Măcar 6, 2, hai, 5, 3, hai, 4, sus, hai, 5, 4, strânge, 5, 5,
6. Hai, expiră. 8. Hai. 9. Hai. 10. Hai. Sus. Nu s-a fost tot în felul. Bun, acum. Bun. Salut! Săptămâna asta? A? A patra? E chest de everyday. Îmi place să fac în piept la băiatul ăsta. Hai încă două. Hai. Ca să mergeți cu flow-ul. Primul exercițiu a fost revers pec deck. Două serii. Un straight set și al doilea a fost cu drop. Nu? Parcă am dat două dropuri. Două. Motivul pentru care am ales primul exercițiu revers pec deck e că, nu știu, mie personal îmi place feeling-ul ăla, parcă mă conectez mult mai bine și cu spatele. Când am posteriorul, trapezul un pic pompat, e altfel feeling-ul. După care am mers imediat în asta, două seturi, pull-down cu brațele întinse, cu mânerile astea unilaterale. După care o să mergem la un ramat chest supported, cum ați văzut și în vlogul meu anterior, adică cu 6 luni care l-am ultimul vlog filmat. Eu o să fac priză underhand, pentru că cu aia mă simt cel mai bine. El foarte probabil o să facă priză neutră. Și cam asta e. Opa, low battery. No. Dove è? Două aceste exerciciu. Să zicem acum
doctor din dormiță, nu? Mă dor un pic. Testing. Facem o contracție bună și atât. Trei discuri jumate. Hai. Sus. Încă una. Ok. Doamne. Hulk. Hai. Încă două. Ok, 12. Gen, nu vreau să mă concentrez loc la braț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Pasă, pasă pe ăla. Era mai ușor. Hai, încă una. Hai, două. Hai, încă una. Bun. Hai.
Hai! Unu. Încă patru. Patru, patru. Una. Încă trei. Două. Încă două. Hai. Trei. Expiră. Hai. Încă una. Încă una. Bun! Doamne! Eu așa stau ce mai bine. Ță! 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 Tare. Tare. Hai. 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 Yeah.
Nu facem și o oră de cardio? Nu? Facem și o oră de cardio? Facem. Hit. Adevărat. Știi că se oprește muzica și se aud aparatele? Hai. Hai, cu una. Hai. Hai că două. Hai. Două. Dați-mi un oreo, vă rog. Și o șocolov. Asta e viața. Asta e postul căut mil. Eu trebuie să deschid și pasta. Uite, să băgăm și femeile în vlog. Asta vreau să faci cu iubă. N-am de la profi, nu? E mai bine cu a... Păi să văd cum ia, să vă stai la profi, nu? Ia, ține și fă mini și lui gen. Professional Inter. Deci, Vili și-a luat turn-on cu Hugo și le-a terminat 6 gogoși. Noi n-am putut să mâncăm 4 împreună. Și vrea burger acum. Și o să mergem să mâncăm ceva. Ceva sărat. Ceva sărat. Gras. Gras. Și potențialmente creator de infarct. Runda 2. Cartofi pesto. Nesimțire, nu? Nesimțire curată. Ia bine, ia să-l vedem cu nesimțit. Oh my god, alunecă. Ceau, îmi place să mănânc. Ceau, îmi place să mănânc aici. Păi să mănânc burgeri, să iau steroizi. Și când îi zici în sânge, în sânge. Nu. Nu-i bătaie de joc. Da, da, am terminat și antrenamentul. N-am mai avut baterie să filmeze tot. Facem așa un outro. Shit happens. Da, și ce? Facem un outro așa de început de sărbători pascale, care se întâmplă săptămâna asta. S-a speriat. Te-ai speriat? Zi așa ceva de final. Vă pupă, fratele. Nu uitați să vă mâncați mesele, să aveți grijă de corpul vostru, să vizitați pagina mea de Instagram. Unde găsiți cremă de orez? Unde găsiți cremă de orez, da, o să lăsăm link-ul aici. Și canalul de YouTube. Și numărul de WhatsApp. Și orice ați face să nu sunați pe WhatsApp. Și CNP-ul și tot ce vreți voi. Și tot ce...